Încercăm să-i cumpăm. X pătrat plus 2X. Opa, ușor. 2 ori 2X, da? Da. Deci să zicem, echivalent. X pătrat plus de 2 ori. X de 2 ori 2X. X, 2 ori X ori 2. Ca să formăm a doua parte. Ca să vedem, clar, de 2 ori prima parte, munci cu a doua, deci a doua este plus, 2. Plus, 4. Plus 2 plus, la a doua. Plus 4. 2 la a doua. Da. Minus 2 la a doua. Putem să scădem acum, dar lăsăm plus 2 la 2 acum, să vedem că avem ceva... A, dacă ne ajută în parte, când poate ceva de dat. Da? Asta o să ne ajute, să vedem noi exact. Nu. Dar dacă sunteți în reflexul de mai înainte, putem... Nu, mulțumim. Nu. Deci minus 2 la a doua. Minus 2 la a doua. Da. Și acum? Plus, ne ocupăm acum de Y. Apelea din nou. Plus Y la a doua, minus 2 ori... Y. Deci plus Y la a doua. Minus 2 ori Y ori 3. Ori 3. Plus 9. 9, adică 3 la a doua. 3 la a doua, nu, da. Minus 9. Corect. A mai rămas de acolo. Și plus 13, nu mai rămas nimic. Plus 13. Mai mare sau egal? Mai mare. Noi ne-am făcut treaba cum știm. Adunăm și scădem, adunăm și scădem. Așa nu uitați nimic. Și treaba merge perfectă. Așa. Egal. Mai mare ca sau egal ca... A, mai mare egal decât 0. Echivalent. Atunci scriu așa, echivalent. Că... Haideți să facem primul binom. Le facem. X plus 2, totul la pătrat. X plus 2, totul la a doua. Plus, să-l facem, să adunăm și celălalt binom. Plus da. Deci Y, ăsta, Y minus 9, Y... Minus 3, Adi. Mare atenție. Minus 3. Că acolo vine 3 la a doua. Păi nu era mai bine să zicem 3 la a doua? Păi, zis tu 9 repede. Așa cum mai spune că știi tu cât face 3 la a doua. Că dacă lăsai pe 3 la a doua, nu mai era confuzie. Nu mai greșeai. Da? Nu mai spuneai, aici, dacă ai fi zis plus 4, iată că puteți zici X plus 4 tot la a doua. Deci Adi, mai atenție, da. Deci X plus 3, Y minus 3, totul la a doua, și acum... M-am zis bine? Da, e foarte bun. Și acum să vedem ce a rămas. Și acum... Au rămas minus 4, minus 4, minus 4, minus 9, minus 9, minus 9, minus 13. Cât fac? Minus 4, minus 9, minus 13, plus 13 se reduc. Gata. Da? Mai mare egal ca... Așa rămâne binomul. Deci echivalent cu? Că cu X plus 2 totul la pătrat. O să scriu. X plus 2 totul la pătrat. Plus, plus Y minus 3 totul la pătrat. Mai mare egal ca 0. Și când se întâmplă? Când fiecare paranteză e mai mare sau egal decât 0. Când X egal. Păi... El e mai mare, că e la pătrat. Este că e la pătrat. Sau când X plus deci... 2 totul la 2 e 0. X plus 2 când este 0? Că 0, da. Da? Întrebarea este așa. Când se întâmplă ca să fie expresia asta 0? Când x egal cu minus 2 și y egal cu 3. Și, da? Da. Și. Y deci spunem așa. Cum? Cum? X plus 2 la pătrat e mai mare egal decât 0? Y minus 3 la pătrat. Y minus 3 la pătrat. Așa scriem. E mai mare egal ca 0. Da. Atunci rezultă din asta că X plus 2 la pătrat plus Y minus 3, minus 3 la pătrat egal cu 0. E mai mare egal ca 0. Că dacă două numere pozitive sunt adunate, da, la pătrat, două numere pozitive sunt adunate, suma lor este tot un număr pozitiv. Corect. Și, hai să notăm cu E, totul. E de X. E de X. E de X asta, E de X este, da? Da. E de X. E de X egal cu 0. Atunci. Dacă și numai dacă, simultan, X plus 2 este 0 și Y minus 3 egal cu 0. Adică? X egal cu minus 2. X egal cu minus 2 și Y egal cu 3. Da? Deci este 0, atunci el, autorul putea să ne spune să se regăsească X și Y știind că expresia este 0. Și atunci ar trebui să găsim X și Y. Noi aranjam așa și spune este 0 dacă asta e 0 și asta e 0. Așa trebuie. Așa deci, scriem doar...
Am arătat aici cum asta e pozitivă. Suma lor e pozitivă și terminată în ieșire. Deu. 4x pătrat. 4 x pătrat plus tot așa 9. Zic. Expresia e de, da. E de x. X, e 2, hai zic așa. Da. E 2 de x pătrat. E 2 de x și y. De x, expresie în x și y. 4x pătrat plus 9y pătrat. 4x pătrat plus 9y pătrat plus 4x plus 12y plus 5, mai mare egal ca 0. 4x plus 12y plus 5. Mai mare egal ca 0. Mai mare egal ca 0. Trebuie să arătăm așa, da? Dar grupăm terminarea semnele, că o să fie așa 4x pătrat. Plecăm de vesul. E 2. E 2x de x și y. De x și y egal cu 4x pătrat. Ba nu, 2x totul la pătrat, nu? Așa, începem așa. 2x totul la pătrat. Și începe și construcția. Construim de dată. Plus 2 ori 2x. 2 ori 2x. X. Ori 1, da. Ori 1, nu? Că de așa s-a construit. 4 ori x, da? Ori 1. Plus 1 la 2. Da. Minus 1 la 2. Minus 1 la 2. Plus. Da. 3y totul la 2. Da, doi, bravo. 3y totul la 2. Neapărat plus, cred. Plus de 2 ori. Plus de 2 ori. 2 ori 3 y. Ori, cât ne mai trebuie? Până la 12 y. Ori 2. Ori 2. 2 cât 2 ori 3, 6, nu? Uh-huh. Anca. Nu vrei să fii atentă, să știi că nu-mi place. Dar nu erai conectată. Mă iertați. Eu trebuie să vă spun un lucru și m-am mai spus așa, dar o repet acum. În timp ce fac lecția, indiferent că am un singur sau am 30, deci la clasă nu m-ați văzut niciodată, dar ca idee vă puteți vedea la proof online acolo, când traziți pe prima pagină, video apicultură, video matematică, nu știu ce, mai jos, și au fost șterse de pe Neogen niște lecții. Pe timpul când eram în clasă, concret, cu elevii. Pe perioada aceea, puneam lecțiile nu pe YouTube, pe Neogen. Și dați acolo la clasele de a 10-a. Pe Neogen? Nu. Trageți așa și găsiți lecțiile. Găsiți lecțiile de clasa a 10-a, de a 12-a, de a 13-a. Și dați o clică pe una din lecțiile acelea și veți vedea cum fac lecția. Deci eu, practic, stabilesc legătura cu toți cei 30 de elevi din clasă. Când se întâmplă în timpul lecției ca unul din ei să vă părăsească, îl știu. E neatent, are altceva, copii de pe tablă. Îl știu. Și se duce o luptă imensă în mine să întrerup lecția, ca să-i atrag atenția, să-l câștig. Pierdere de timp. Am perturbat toată lecția. Îi puneți 4. Sau să continui în stresul ăsta. Mi se creează, atenție, mi se creează un stres imens. Pentru că eu nu pot să mă împac cu gândul că pe el îl scap din mână. Nu mă pot împaca cu gândul. Și atunci trag foarte greu de mine să conduc lecția. Pentru că nu-mi permis să lovesc cei 29 de elevi din cauza unuia. Și lecția s-o perturb. Da? Fac așa să observați, să înțelegeți că din clipa în care s-a intrat la anumitate discuții, toți vă concentrați maxim cu putință pentru a nu mă afecta. Potențialul meu scade foarte mult în lupta asta pe care o desfășoară. Deci, m-ați văzut uneori la geometrie, deranjat foarte tare, nu pot concentra pentru că simt că nu sunteți cu toții în prezență. Și sunteți 3-4. Și nu putem să ne fim atenți, este o chestie, o notă de respect pe care vă impun categoric. Deci, ținând cont că am așa sensibilitate, că nu-mi permis să las pe cineva deoparte, vă rog să mă respectați. Păi. Mai departe. Deci oricât acolo? Ori 2. Plus 2 la 2. Da. 2 la 2. Deci azi sunt 2 ca să ajungă la 12. Da, corect.
plus 2 la a doua. Minus 2 la a doua. Minus 2 la a doua. Plus 5. Mai mare egal ca 0. Mai mare egal ca 0. Nu, lucrăm la ea. Lucrăm la ea. Bun. Când am zis, e 1, e de x, e egal cu, e egal cu, e 2x plus 1, totul la a doua. Hai, fă-l pe el la a doua. Plus 3y plus 2, totul la a doua. Așa. Așa, mă, ce a rămas? A rămas un minus 1. Minus 1, da. Și minus 4. E minus 5. 5. Și plus minus 5 și 0. Minus plus 5. Scrim așa mare. Scrim așa minus ca doar plus 5, da. Minus 1, minus 4, 4 plus 5. Care e egal mai departe cu? Egal cu 2x plus 1 totul la a doua. 2x plus 1 totul la a doua. Plus 3y plus, 3 plus 2 totul la a doua. Minus 5 plus 5. 0. Mai mare egal ca 0. Secundă. Și acum spune dedesubt, se practică și chestia asta. Se pune dedesubt, mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0, adică egal cu 2 pătrat. Și acum sumă de numere pozitive. Mai mare egal ca 0. Deci sumă de numere pozitive e mai mare egal decât 0. Asta în redactare se obișnuiește și chestia asta. Ori luați o parte, asta e pozitiv, asta e pozitiv, suma lor e numărul pozitiv, ori pune de desubt ca să nu mai pierde timp, e pozitiv, pozitiv, suma două numere pozitiv, e un număr pozitiv. Da? Da. Dacă s-ar fi cerut, dacă ar fi fost dat așa, e 2 de x, y egal cu 0. Asta e exercițiul următor, ne se cere egal. Da? Da. Da, da, da. Ca și o atunci pregătire. 2x... A fost echivalent. Cum ar fi spus că 2x plus 1 egal cu 0. Așa. Și 3y plus 1 egal cu 0. Deci 2x plus 1 egal cu 0. Și 3y plus 1 egal cu 0. 3y plus 1 egal cu 0. X egal cu 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Iar da. Acolo 2x plus 1 totul la 2 plus 3y plus 2 totul la 2. Deci 3y plus 2. Foarte bine. Am scris greșit, da? 3 grupe. Bine, spuneți că asta înseamnă că suntem atenți. Da? Asta înseamnă că suntem atenți. Și acolo o schimbăm da. Plus 2. Plus 2, aici. Și înseamnă că y egal cu minus... Minus 2 pe 3. Da? X egal cu minus 1 pe 3 și y egal cu minus 2 pe 3. Da. Următorul. Da. Mai avem unul. E de... E 3 de xy da. Egal cu 4x pătrat. Minus 12x minus 12y plus 9y pătrat plus 13 plus 13. Deci trebuie să arătăm că e mai mare egal ca 0. Da. Expresiv. Deci arătăm că e mai mare egal. Lucrăm la da. Egal cu lucrează Anca. Tu vrei? Da, da. Tudor vrea. Da? Da? O să se prind și pe el. O să prind și pe el. 2x la devine 2x totul la a doua. 2. Plus sau minus, cum să zic? Am minus din cauza că e minus 12 x. Deci sunt obligat să pun minus. Minus, minus de două ori am cap. Locul 1 ori 2 de x. Ori, acum ca să completez 12. 4 ori 3. 4 ori 3. 3. Deci, e 2 ori 2 fac 4 și se ajunge la 12 ori 3. Deci ori 3 a devenit partea a doua plus acum încă. Prima parte este asta. 12. 12. 12. Păi de ce 2x? O să ajut cu... Păi prima parte nu. Prima parte, tu conduci. Mergi mai departe. Prima parte la pătrat, de două ori, prima parte ori a doua, plus ce trebuie obligator? Ca să fii pătratul. A doua parte la pătrat. La doua parte la pătrat. Plus 9. Sau 3 pătrat. 3 la a doua. Plus 3 la a doua încă, da? 3 la a doua, minus 3 la a doua. Și plus, mergem mai departe. Y. Ne ducem după Y. Poftim, te rog. Egal cu paranteză 3y totul la puterea a doua. Deci 3y totul la puterea a doua. Plus 13.
Atenție! De acum te duci ca să-ți formezi binomul. A, păi... Ai minus 12Y. Minus 12Y. Ce se pun? Minus sau plus? Minus. Minus. Minus de 2 ori. Minus 2 ori 3Y. 2 ori 3Y. Ori... ori 2. Ori 2, ca să ajungi la 12, da? Da. Ori 2, da. Ori 2. Plus? Plus 13. Plus 2 la pătrat. A, plus 4. Lasă-mă, 2 la pătrat. Minus 2 la pătrat. Tot 2. Plus 2 pătrat, minus 2 pătrat. Și plus 13, nu? Cât era acolo? Ce am mai departe cu? Avem prima parte, 2x. Primul binom. 2x minus 2x. Ba nu, a doua parte, 2x minus 3. Deci 2x minus 3, totul la pătrat. Totul la puterea a doua. Plus. Plus. Al doilea binom. 3y. 3y minus 2. Totul la puterea a doua. Da. Și mă rămas așa, mai avem... Minus 3 la a minus 3 la a doua. Minus 2 la a minus 2 la a doua plus 13. Și avem minus 9. Minus 9 minus 4, care dă minus 5. Ei, da, minus 1, minus 4. 2 minus 13 plus 13 se duc. Da, așa. Corect. Egal mai departe cu 2x. Minus 3 tot la puterea a doua plus 3 greu minus 2 tot la puterea a doua. Mai mare egal ca 0. Aici s-a redus. Da, da. Și cum ăsta e mai de supui mai mare egal decât 0. Iar ăsta e mai mare egal decât 0. Suma lor va fi mai mare egal ca 0. Deci suma lor este mai mare egal decât 0. Și atunci ai arătat... cu 3 pe 2 și 3 pe 2. Asta e egal cu 0. Egal cu 0. Deci dacă... dacă se cere ca e de... e 3 de x și y egal cu 0, asta se întâmplă dacă și numai dacă fiecare în parte e 0. Dacă și numai dacă... 2x minus 3 egal cu 0, adică x egal cu 3 pe 2, și cealaltă 3y minus 2 egal cu 0, adică y egal cu 2 pe 3. Da. Hai Tudor, ce treaba? Hai să vedem ce vedem. Tudor, cam bâlbâi ieșit, da? Atenție că te voi întrebânța. Ok. După ce am făcut, cred că am făcut 20 de pătrate, perfect. Da, am pornit camera, da. Camera. Am pornit-o, mă. M-am uitat. Da. Bun, deci bine, da? Bine, ca să interveni, ca să mai pățim. E, oricam perze, da. Mai avem un exercițiu? Da. Un corpus 4 nu mai este. Nu știu, nu este. Cum, că poți scadi? Păi dacă e un... dacă ați mi-ai zis-o și pe asta. Uite, nu? Avem aici. Hai să vedem. Mai avem un exercițiu, exercițiu 12 de la pagina 80. Are ultimul? Da. Mai avem la 12-3. 12 de la, de la pagina 80, da. Care ce? D-ul. Nu, C-ul întâi. Ce? Da. Aflați X și Y, numere reale, dacă. 6. X și Y reale, dacă. Aflați. X și Y, numere reale dacă E de X, dacă. Y, E de X, Y egal cu X pătrat plus 4X plus Y pătrat plus 6Y plus 13 egal cu 0. Dacă asta e egal cu 0. Acum trebuie să facem pentru... Exact. Facem tot ce la fel, tot așa, construim binom. Ia să vedem Tudor, că poate... Da. E de x, y, Tudor. Egal cu x pătrat. Facem primul binom. Plus 2 ori 2x plus... Plus cât? Plus faci binom. Ori 1. 2 ori x. 2 ori x, ori 2. Ori 2. Vezi, Adi, cum te-am prins? Plus? Plus 4, plus 2 la pătrat. Ce nu zici? Minus 2 pătrat. Am da. Am scris eu, Adi, 2x.
2 ori 2x, am zis, da? Corect. Și asta v-a scos din mână. Corect. Trebuie scris așa, de 2 ori, prima parte, 2 ori x ori 2. Ori 2, da. Da, da. Da. A fost corect, exact, domn profesor, cum ați procedat. I-ați prins. Sigur. Corect. Da. Noi ne-am dat seama. Plus 2 pătrat, minus 2 pătrat. Plus 2 pătrat, minus 2 pătrat. Plus... plus... Y pătrat. Plus 2 ori Y ori 3. Bravo. Plus 3 pătrat, minus 3 pătrat. Plus 13. Egal cu. Și avem primul binom. X plus 2 totul la pătrat. Da. Plus Y plus 3 totul la pătrat. Bravo. Și ce mai rămas, atenție? Mai rămas, mai avem minus 2, minus 4 acolo. Da. Minus 4, minus 9, minus 13. Plus 13 este 0. Egal cu 0. Atât de nou. Da. Cum mi s-a cerut egal cu 0? Când e egal cu 0? Acum. X egal cu minus 2 egal cu... deci egal 0 dacă și mai, dacă așa le dacă. Plus 2. X plus 2 egal cu minus 2. Egal cu 0. Și nu mi egal cu 0, da? Y plus 3. Y plus 3 egal cu 0. Adică de aici X egal cu minus 2. Y egal cu minus 3. Iată că am rezolvat asta. E 2 de XY. E 1, e 2. Și avem așa, 4X la a doua, minus 4X, plus 9Y pătrat, minus 6Y, plus 2, să arătăm că e egal cu 0. Cine lucrează, domn profesor? Miruna, n-am mai o să timp. Da. Drona, paranteză pătrată, 2x. Deci iau din nou, da? Da. E 2 de x. E 2 de x. X, y. X, y, da. Egal cu paranteză pătrată. Ia, face paranteză pătrată, că așa o lucrat de-a fi ca e drum. Paranteză pătrată. 2x la a doua. 2x totul la a doua. Minus 2 ori 2x plus 1. Încheiem paranteza pătrată, plus deschidem paranteza pătrată. Dar de ce 2 ori 2x plus 1? Adică de acolo, de la minus 4x. 2 ori x ori 2 de cine? De ce? Eu am făcut binom. 2 ori 2x ori 1, da? 2 ori x ori 2, da? Miruna, așa vreau să spună. Nu, 2 ori 2x ori 1. 2 ori 2x, că e prima, e de 2 ori prima parte. Bun, bun, 2x. Ori 1, n-am mai fost atât, am obosit. Da, ați obosit. 2 ori 2 x ori 1, plus 1 la pătrat. Da. Adică plus 1. Da. Da. Plus paranteză pătrată. Să-l faci și pe cealaltă. 3 y la a doua. 3 y totul la a doua. 3 y totul la a doua. Minus 2 ori 3 ori y. De 2 ori 3 y. Corect. Plus 1. Ori 1, ori 1 ca să fie partea a doua. Partea a doua. Plus da. 1 la a doua. Plus 1. Încheiem paranteza pătrată. Da. Și apoi 2x e și egal cu 2x minus 1 la a doua. Da. Acest 1 și 1 trebuiau scăzut să spun la pe a doua. Da, scăzut că aveam 2-ul. Dar ea i-a rupt, 2-ul ăsta a rupt în 1 și 1. Da. Da. Și un 1 l-a dat aici și unul în partea cealaltă. Da. Sau dacă a scăzut 2 minus 2 face 0. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea, Miruna. De-aia da. Domnul profesor da. Explică. Deci insist pentru ca să fie limpede în virtutea ceea ce a fost mai înainte, ne scăteam pe 1 adăugat acela. Dar a scăzut un 1 acolo, scăzut un 1 fac minus 2 și cu 2-ul care era deja, 2 minus 2 este minus 0. Altfel, Iruna zice, l-am rupt pe 2 în 1 și un 1, i-am dat un 1 la primul, un 1 la celălalt și am făcut da. Treaba. Și egal cu 2x minus 1 la a doua. Deci egal cu 2x minus 1 plus la a doua. Așa, plus... plus 3y minus 1 plus la a doua. Și egal cu 0. Și egal cu 0, că așa ne dăm dacă totul. Și nu mai dacă. Dacă și mai dacă. 2x minus 1 egal cu 0. 2x minus 1 egal cu 0. Și 3y minus 1 egal cu 0. La primul acolo rezultă că 2x egal, că x egal cu 1. Restă cu 2x egal cu 1 și cu x egal cu 1 pe 2. Da. Și la a doua 3y egal cu 1 și y egal cu 1 pe 3. Mă rog pe 3.
Corect. Următoarea. Da. E 3 de xy egal cu 4x la a doua plus 9y la a doua. 4x la a doua plus da, 9y la a doua minus 16x minus 36y plus 52 să fie egal cu 0. Anca, echivalentul. Hai, Adi, poftim. Cine? Adi? Adi, eu. Da. Așa, pe 4x la a doua să schimb ca fiind 2x totul la a doua. Deci, 2x totul la a doua. Așa, nu? Minus 16 ca fiind 2 ori nu. X ori... Nu, putem să schimb ca 4. Adică și 4 ori 4, că tu ai de 2 ori, ai nevoie de la 2 ori x ori 8. Da, 2 de 2 ori. Zici așa de repede, de 2 ori Adi. De 2 ori. Ori locul 1 ori 2x. Și ori cât îți mai trebuie până la... 4. Ori 4. Da? 4. Deci de 2 ori, ori 2x. Ori cât îți mai trebuie până la 16. Da. 4 ori 4, 16. Plus acum Adi ce? Plus... 3i, nu, 3. Nu, n-am terminat binomul. Plus 4 la 2, minus 4 la 2. Păi, e foarte important. Păi, da. Plus 4 la 2, minus 4 la 2. Plus 3y totul la 2. Plus 3y totul la 2. Minus de 2 ori 3y ori 6. Da? Deci ori 6, că 2 ori 3, 6 și ori 6 fac 3, 6, da? 6, 6, 6. Ori 6, bine, plus? Plus 6 la 2, minus 6 la 2. Da. Egal cu... Plus 52. Plus 52. Egal cu? Egal cu... Un cifr. 2x minus 2. Minus 4. Minus 2x minus 4. Deci 2x minus 4 totul la pătrat plus celălalt binom. Plus 3y minus 6 minus 6 totul la pătrat. Așa. Hai să vedem cu termenii ceilalți. Avem așa. Avem 4 minus 16. Minus 16. Minus 36. Minus 36 minus 52. Se simplifică? Se reduce. Da. Adică 2 da, 2x. Deci egal mai departe cu 2x minus 4 totul la bănu 2x minus 4 egal cu 0. Nu, 2x minus 4 la a doua. Mai scrie o dată ce ți-a rămas. Plus. Da. Plus 3y minus 6 totul la a doua egal. Egal cu 0. Adică egal cu 0, dacă și numai dacă, da. Și numai dacă 2x minus 4 egal cu 0 și 3y minus 6 egal cu 0, deci rezultă că x este egal cu 2 uh-huh. Și y egal cu 2. Perfect. Adică se egal în numele de a, da. Mai avem una. Sunt egale. Să vedem una. E 4 de xy egal cu 4x pătrat plus 9y pătrat minus 4 pe lângă x minus 3y plus 5 egal cu 0, domnule. Egal cu 0. Și luăm y de xy Anca face 2x totul la pătrat. Cine lucrează, Anca? Anca, da. Minus 4x. Minus 4x, da. Plus 9y pătrat, când nu poți face pătrat perfect, trebuie să-ți faci paranteza de aici, da? Acolo poți să spui 3y totul la pătrat, poți să-l surprinzi așa. Minus ori minus, vine plus 12y plus 5 egal cu. Și acum avem 2x la
acum începem munca, da? 2x totul la a doua. Minus de 2 ori. Minus 2 ori 2 ori x. Da, 2 ori 2 x. Nu putem face 2 ori x. La cât trebuie să ajungi? 2 ori 2 x, la cât trebuie să ajungi? La minus 4 x. Și ori 1. Da. Ca să fie partea a doua, Anca. Da. Umblăm după partea a doua. Ori 1. Plus? Plus 4x. Plus, Anca, plus? Că binom. Pe aia prima parte de 2 ori prima parte ori a doua și plus partea a doua la pătrat. De-aia zic, insist. Deci plus 1 la pătrat, minus 1 la pătrat. Și acum plus, mai departe. Plus 3y. 3y, totul la a doua. De două ori prima parte, Anca. Acum începe construcția. Da. De două ori 3 y, ori cât îmi mai trebuie ca să ajung la 12 y. 2. 2 ori 3, 6, ori 2. Corect. Ori 2. Anca, mai departe. Ori 1. Nu, ori 1. De ce ori 1? Păi a apărut partea a doua, Anca. De două ori, prima parte e 3y, ori partea a doua e 2. Plus 2 la, plus 2 la pătrat. Plus 2 la a doua. Minus. 2 la a doua. Și plus 5. Și plus 5. Și face? Ia să văd. Minus 2 pe 3. Y minus 2 pe 3. Egală cu? Y minus 2 pe 3. Și x. Minus 2x minus 1. 2x minus 1, da. Totul la a doua. Este 2x minus 1. Totul la a doua. Deci plus 3y minus 2 totul la a doua. Da. Da. Și acum să vedem termenii. Avem minus 1 minus 1 cu minus 4, minus 4 minus 5 plus 5, gata. 5 se duc. Egal cu 0. Și dacă și numai dacă 2x minus 1 egal cu 0. Deci x egal cu 1 pe 2. Și dacă y... Și 3y minus 2. 3y minus 2 egal cu 0, adică y egal cu 2 pe 3. 2 pe 3. Domn profesor, Adi are... Știți o nălămurile exercițiului da, acela? Lucrăm da, și da, cu el? Da, da. Lucrăm acolo. Cum să nu? A venit Cosmin? Nu, nu. Nu a venit nimeni. Cât e acum? 35. 35. Ah, nu. 37. Aici 32, dar Cosmin, explicăm și la adică exercițiul ăla? Da, da, da. Da. Ah, hai, Tudor, șerge tu, te rog. Logistalul de aici. Exercițiul acela presupunea... Era exercițiul la pătratul. Exact. Am produs de factor. Și el nu știu, sunt patru mijloc, înseamnă, domn profesor. Da, da, da. Era exercițiul la patratul 4, dar exercițiul la patratul 1. Deci sunt două situații. Uneori avem mijlocul, altfel nu-l avem. Dacă nu-l avem, îl construim. Da? Dacă nu-l avem, cum e cazul ăsta, trebuie să-l construim mijlocul. Iar în cazul în care nu avem partea a doua și avem mijlocul, adunăm să cădem pătratul, partea a doua la pătrat. Exact. Și la x la a patra plus 1. Ce avem acolo, adică, la x la a patra? X la a patra plus 1, avem x la a doua, totul la a doua, plus de două ori. Păi vezi, cine ai știut acasă? Acum știi? Are emoții. X la a patra plus 1, te întreba mama, cum îl lucrezi? Păi x la a doua, totul la a doua, plus de două ori x la a doua, ori 1, adică 2x la a doua, plus... Și dacă ai pus-o partea din mijloc și nu aveai... Nu trebuie să-l și scădem? Că ai pus mijlocul și nu-l avea. Nu trebuie să-l și scădem? Da, 2x la... Deci a fost așa, e... x la a patra plus 1. Expresia e de x. Egal cu era x la a patra plus 1. Plus 1. Egal cu x la a doua, totul la a doua. X la a doua, totul la a doua. Plus 2x la a doua. De două ori prima de parte. De două ori, da? Da. De două ori. Prima x parte, la a doua. X la a doua. Minus 2x la a doua. Ori a doua parte, ori 1. Ori 1. Ori 1. Da.
Pentru că ai pătratul aici. Da. Ori 1. Da. Deci îți este partea a doua, e de așa dirijantă. Exact. Ori 1. Da. Plus 1 la pătrat. Și ai făcut binomul. Da. Și acum ce scădem? Minus 2x la a doua. Minus 2x pătrat. Și cam mai departe cu ăștia. Egal cu... Uite. X la a doua. Plus 1. X la a doua, plus 1, totul la a doua. Hai, voi aduți. Totul la pătrat. Minus 2. 2x la pătrat. Corect. Care e egal mai departe? Egal cu x la a doua plus 1 la pătrat. Plus, da, nu facem x la a doua plus 1 minus 2x. Nu, că te era egal din 2x totul la a doua acolo. Nu? Nu l-am organizat. Trebuie să iei pătrat perfect aici. Hai să-l organizăm. Știi că 2-ul ăsta nu e aranjat. Radical din 2x totul la pătrat. Minus radical din 2 ori x totul la pătrat. Ca să mă duc la a doua minus 2 la a doua. Corect. Și va fi primul loc minus al doilea. X pătrat plus 1 minus radical din 2x. Totul pe lângă x la a doua plus 1 plus radical din 2x. Vezi? Și cine ai știut acasă? Are emoții cu omului. Hai să mai creați încă unul. Vă dau să scrieți... A de x la a treia plus 1? Da. Ca să scrieți x la a treia plus 1. Da. Hai. Deci e de x egal cu x la a treia plus 1. Deci da. X la a treia plus 1, da? Așa vreau. Ei, aici este altă poveste. Altă poveste. Pe unul ăsta îl poți scrie ca 1 la a treia. Corect. Deci egal cu x la a treia plus 1 la a treia. Ne lipsește mijloc. Și avem x la a treia, e chestia cu a la a treia plus 3 a la a doua b plus 3 b la a doua b la a doua a plus b la a treia. Corect. Te gândești la asta, da? La formula asta și eu tot la asta. Sau... Adunări să scădem, este prea mult. E prea mult, e nu? Mult, da, și atunci, ia stai să vedem care e altă... E 3 de 3 ori. X la a doua. A la a treia plus B la a treia are descompunere. Deci A la a treia plus B la a treia este da. Egal cu A plus B. Da. Pe lângă A pătrat minus AB plus B pătrat. Corect, dar ei nu știu pe asta. Ne putem convinge. O desfacem și vedem că e așa. Da. Este adevărat. Da. E și mai ușor dacă o facem așa, adică dacă facem cu 3 la a doua B și... Eu zic că e mai ușor, să vedeți de ce. Primul cu toți, al doilea cu toți. Ca plus B o avem, da, ziceți, nu, domn profesor? Că da. X plus 1. Da. Și rămâne partea a doua pe care trebuie să o lucrăm, să încercăm să o... aranjăm acolo. Deci are și acolo x plus 1. Haideți să o redorăm și aceea vedem. Nu x plus 1, că e, uite, a plus b. E a plus b, da? A plus x plus 1 pe lângă x plus 1 pe lângă x la a doua minus 2. Nu, a b. Uite aici, minus a b, ia uite la formulă. X ori 1. X ori 1. Minus x. Minus x. Plus 1. Plus 1. Deci așa se desface. Da. Și primul acum, cu toți. Bun, dacă te întorci și îți mulțești, dă x la 3 exact. Nu mai e cazul să te întorci și pur și simplu așa se scrie ca un produs de două paranteze. Aha. Dacă încercați aici să luați deoparte și la rândul pe asta să o puteți scrie ca un produs, nu mai reușiți. Nu mai reușim acum, nu. Că, haideți să o luăm deoparte. Minus, haideți, x pătrat minus x plus 1. Deci x pătrat minus x plus 1. Egal cu. Egal cu. După ce știm să facem pătrat perfect, din x la a doua, minus 2 ori. De 2 ori. Prima parte. Prima parte, x, ori partea a doua, ca să rămâne x ori 1 pe 2. Corect. De acord, nu? Că doar și trebuie să facem x-ul. Plus 1 pe 2 la a doua. Plus 1 pe 2 la a doua. Minus 1 pe 2 la a doua. Așa. Da, și plus ce avem acolo? Plus 1. Plus 1. Da. Și egal mai departe cu... x. Aici se strânge ca un binom. Da. X minus 1 pe 2. Da. Tot la a doua. Minus 1 pe 2 tot la a doua. Da. Și acum cine a rămas după asta? Minus 1 pe 4. Da. Plus 1. Egal mai departe cu
x minus 1 pe 2 totul la a doua. Da. Aducem același numitor acolo. Plus 3 pe 4. Plus 3 pe 4, da. E minus 1 plus 4, da, 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 plus 3 pe 4. Nu-i minus aici ca să zici la a doua minus pe doua, să-l mai poți desface. Corect. E plus, că atunci așa îngheață. A, și deci nu ne ajută cu nimic. Nu ne ajută cu nimic, de aceea nu mai este cazul să mai reveniți la paranteza asta, cu gândul că mai puteți să o scrieți alte două paranteze, plus de alte două paranteze. Da, și atunci ei trebuie să înveți și formula asta. Deci trebuie să știi și formula asta pentru x la 3 cu sub, altfel nu-i. N-am altă variantă. Încă n-au ajuns acolo, e adiuvut suplimentar asta, n-au ajuns la formulele astea. Am înțeles. Nu, nu la cu a 3-a, la a 3-a, de la 3-a n-am ajuns. Deci a plus b pe lângă a pătrat minus ab plus b pătrat. Asta e formulă pe care o să o învățați ca și pe celelalte. Dar încă n-ați ajuns de aia. Dar nu cred că pe asta ți-o dat-o mama. Cred că pe x la 4 a pus 1 ți-o dat-o mama. Cred că x la 4 a pus 1. Că x la 3 a pus 1 încă n-ați ajuns să lucrați. Ca să desfaceți. Ca să desfaceți așa cu a plus b pe lângă a la a doua. Puteați doar după formula aia care ați făcut-o. A la 3 plus 3 la A la 2 B plus 3 A de la 2 plus B la 3. Și adunăm și scădem, nu știu exact, ce. Exact, numai acolo. În final se ajunge la asta. Și în final se ajunge la asta. Neapărat se ajunge la asta. Da. Deci toată munca aceea care o facem pe culoarul celălalt, apoi, ne conducem. Cine mai am? Altceva nu mai are. Nu mai e nicio dificultate. Mă bucur, mai adut. Dar am dat aici cu X la 3 plus 1. Am să insist un pic pe o chestie. Că merită să înțelegeți asta. Ia, toată lumea atenție la domnul. Și cu asta închei, după da. Ce vă arăt smecheria asta. Încheiem. Știți cât de curând urmează testul, domnule? Deci mai au două pagini, mai au. Și urmează testul pe test. Da. Test. Da. Dar, atenție, eu aș face așa. Tot ce s-a lucrat în partea asta, pe sărite. Nu sunt toate făcute. Trebuie făcute toate, în weekend. Deci, da, așa face. Dar ei lucrează, știți de ce sunt pesărite, domn profesor? Pentru că ei restul le fac la clasă. Da. Și de-aia le dă pe C, da. De, pentru că abia au făcut-o la clasă. Ei, bun. Dar ei acum, atenția, în weekend, ar trebui să le luați tot. Corect. Și ce s-a făcut la clasă și ce s-a făcut aici. Și să vedeți unde întâmpinați dificultăți. Atunci ați avea o priză adevărată. Și corect. Veți înțelege mult mai bine, lucrând încă o dată. Așa e la matematică. Corect. Și acum, am avut în lecția anterioară, care n-a fost prinsă, știți că n-a fost înregistrat, da. Am avut o chestiune de tipul ăsta. Era expresia e de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Se scrie un produs de paranteze. Da, domn profesor. Mi-a plăcut asta. Și ai avut tu inițiativa pe 6, pe 5 să scrii ca 2x plus 3x. Minus 2x minus 3x. Deci era egal mai departe cu x pătrat minus 2x minus 3x plus 6. Plus 6. Sigur că putea să scrie și un minus x plus 4x. Corect. Și sigur că putea să fie ce mai putea scrie, cam atât. Dar tu ai zis minus 2 și minus 3. Nu știu dacă a fost existență, dar de genul ăsta. Așa, pentru că 2 ori 3 dă 6. Pe primii 2. 2 ori 3 fac și 6 odată. Foarte tare chestia asta, că 2 ori 3 fac 6. De aceea. Deci aici are suma. Da? Da. Și am grupat pe primul... Și grupăm pe ăștia 2. Da. Și urmează așa. X pe lângă. X pe lângă X minus 2. Corect. Minus 3 pe minus lângă. Minus 3 pe lângă. X minus 2. X minus 2. Ah, și scoatem un factor comun. Sigur că da. Vine de mini mănușă. Mănușă, da, X minus 2. Minus 2 pe lângă, din prima rămâne X minus 3. Minus 3. Dar dacă nu vedeam? Dacă nu vedeam, asta e. Cum am făcut? Dacă nu vedeam. X la 2 minus 5X plus 6, X la 2 plus 2X ori 5 pe 2. Așa, deci poate face treaba mea. Deci luăm deoparte. E de x egal cu x la a doua minus de 2 ori x ori 5 pe 2 ori 5 pe 2 ca să ne dea 5x plus 25 pe 4 minus 25 pe 4 plus 6 mi-e luna x de excelent egal cu x la a doua egal cu x minus 5
15 pe 2. X, faci de la binomul, da? Da, X minus 5 pe 2. Totul la a doua. Totul la pătrat. Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. De unde i-a dat minus 1 pe 4? A dat aceeași numitor, aici 4, da, 6, da, 24, da, da, da. Minus 25, da. Minus 1 pe 4. Și egal cu X plus 5, X minus 5, minus 5 pe 2. 5 pe 2, totul la a doua. Minus 1 pe 2, totul la a doua. Și egal, da, cu X plus 5 pe 2. X minus 5 pe 2. X minus 5 pe 2. Diferența A, da, minus B, da, punctea plus B, nu? Minus 1 pe 2. Adică deci zice X minus 5 pe 2 minus 1 pe 2. Totul pe lângă. X minus 5 pe 2. Plus 1 pe 2. Și muncim. Și face face X minus 6 pe 2. X minus 3. Pe lângă x minus 2. Minus 4 pe 2, x minus 2. Exact. Și ne-ați mai învățat una, da, a treia variantă. Da. Aceeași expresie egal, punem două paranteze. Și o ținem întâi x pătrat. Și jucăm acolo cât nu-i sigur. Să stai că nu-i sigur, dar o jucăm noi, o gândim. Da? Deci a fost... Însă eu am să... Mă duc aici pe varianta asta. Muncitorească. Mi-mi place foarte tare. Dacă am să găsesc, nu-ți place date. Nu ai de la asta muncitorească. Dacă stai să te gândești la aia, pierzi mai puțin decât tu. Sigur că da, ai dreptate. Și dacă am să reușim să punem în general o formulă la punct, înseamnă că o să acționăm urgent. Domnul profesor, aveți și formula. Acum vreau să o găsim. Împreună. Deci interesant. Care să ne meargă. După ideea asta, am să iau așa. E de x egal cu ax pătrat plus bx plus c. Da. Deci nu mai spun că e egal cu nu știu ce niște numere. Da. Ci niște, ce sunt astea? Necunoscute. ABC. ABC niște litere. Da. Vreau acum să reușesc chestia asta în orice situație, indiferent ce ABC și ce va fi, vor fi acolo. Scrie o curioasă de mare. Da? Deci egal mai departe. Scot pe A factor forțat. Pe A factor forțat? Da. De ce? Pentru ca să vină ușor să construiesc pătratul perfect. Că da, trebuie să spun radical din A. Aha, pe lângă X pătrat. X pătrat pe lângă. A pe lângă, pe lângă X pătrat. Plus. Plus B supra A. B supra ori X. De ce e B supra A? A, că am pus pe A în față, am scos pe l-am forțat, nu era A aici. Nu. Am pus la numitor, ca la mulțire să rămână pe X. Corect. Uh-huh. Asta înseamnă factor forțat. Corect. Adică unde l-ai, ăla-i foarte bine, unde nu îl pui la numitor. Corect. Am mai făcut, da, nu știu. Ori X. Ori X. Ori X. Plus B supra A. Ce supra A? L-am scos forța. E forța, da? Da. Și acum, încep să construiesc pătratul perfect. Aha. Egal cum? A pe lângă. A pe lângă. X, X pătrat rămâne. X pătrat, ce mă bucur că l-am un pătrat, da, perfect. Plus. Plus de două ori X-ul. Da. Am pus eu doi, da, X-ul este. Da. Ori. BPA trebuie. BPA. BPA îl trebuie să pun. Da. Dar îl spun BP2-a. BP2-a ca să se simplifice și să rămână BPA X. Da? Ați făcut la școala asta? Azi? Da. Azi ați făcut asta la școală? Nu, ba da, când am răspuns eu la BP2A, țin foarte bine minte. Iată. Așa, da. Și plus? B supra 2A, da. Corect. E partea a doua aia. Da, e, vedeți că e construcția, da, foarte atent, da? De două ori X-ul. X-ul, ori partea a doua. Ori partea BP2A, da, plus partea a doua acolo la pătrat. Corect. Plus B, plus B supra 2A. 2A la pătrat. Totul la pătrat. Da. Minus B supra 2A. La pătrat, că știm să muncim, da? Da. Și plus ce supra? Așa. Și plus ce pe A, sigur că da. Să știm noi să facem, da. Scoatem binomul. Și egal mai departe cu A pe lângă. Ăștia trei se strâng ca sub formă de binom. Ca cine? Ca X plus... X plus B supra 2A. Nu? B, no, B. X plus B supra 2A, totul la pătrat. Corect. X, da, plus B pe 2A, totul la pătrat. Da. Minus. Minus. B pătrat. B. Minus B pătrat supra 4 A pătrat. Da. Nu așa? Plus, da. Plus ce pe A. Ce pe A, da. Chinem paranteza, egal cu A pe lângă. Hai să lăsăm da încă în față, A pe lângă. X plus. X plus B supra 2A. Supra 2A. Supra
la pătrat. Totul la pătrat. Da. Minus, aducem la aceeași numitor acolo. A pătrat, n-a aduc simul la aceeași numitor. Domn profesor, 4 a pătrat acolo. A, și 4 a pătrat, da. Și aici trebuie să mulțesc cu cine? Cu 4a. Cu 4a. Și 4ac. Și vine minus b pătrat. Am să spun pe 4ac întâi. Da. Plus 4ac. Da. Minus b pătrat. Da. Supra? 4a pătrat. 4a pătrat. Încă o dată. 4ac. Da. Minus b pătrat. Minus b pătrat. Supra aceeași numitor. Am scris pătrat cu plus și cu minus. Da. Da. Corect. Închid paranteza. Da. Și egal cu. Egal. A pe lângă. X. X plus B supra 2A. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Plus. Plus. A. Acolo ce mi-e face? Hai să facem o șmecherie acolo, zic minusul. Da. În fața linii de fracții. Minus. Așa. B pătrat minus 4AC. Corect. Că dacă am spus minusul, schimb termene. Corect. Da? Ăsta cu minus devine plus. Plus. Asta? Corect. Da? Supra 4A pătrat. A pătrat. Așa. Și egal mai departe cu A pe lângă X plus B supra 2A totul la pătrat. Da. Minus. Am să notez pe B pătrat minus 4AC cu o literă. X. Cu delta. Tot cu X. O literă. Se notează în matematică delta. Delta. O delta, da. Deci B pătrat minus 4AC B pătrat minus 4AC egal cu delta. Așa. Da? Da. Așa. Și atunci va veni minus delta, delta supra 4A pătrat. Și egal mai departe cu A pe lângă. A pe lângă. X plus B supra 2A. Totul la pătrat. Minus. Aici aș vrea să fie un pătrat. Perfect. Ca să vine A la 2 minus B la 2. Și ce punem? Radical din delta? Așa. Radical din delta. Supra 2A. Totul la pătrat. Și egal cu. Și egal cu. A pe lângă. A pe lângă. Și acum facem A la 2 minus B la 2, nu? Sigur că da. X plus B supra 2A. Bine. X plus B supra 2A. Supra 2A. Minus radical din delta supra 2A. Minus radical din delta supra 2A. Supra 2A. Totul pe lângă. Totul pe lângă. X plus B supra 2A. Plus radical din delta supra 2A. La 2A și 2A acolo avem aceeași numitor. Da. Deci mai continuu și egal mai departe. Încheie paranteza pătrată, domn profesor. Da. A deschis undeva. A început. A pe lângă, da. Paranteză dreaptă. Da. X. Și avem X plus B minus radical din delta. Exact. Supra 2A. X plus B minus radical din delta. Supra 2A. Supra 2A. Da. Totul pe lângă. Așa. Adică ăla. Așa. Da. Pe lângă. X. X plus. Plus B. Nu văd. X, ca să fac, X plus B plus radical din delta supra 2A. X plus B plus radical din delta supra 2A. Radical din delta supra 2A. Deci asta, ori de câte ori aveți... Și pătrata, domnule. Da? Și da. Pătrata. Ori de câte ori aveți ceva, o expresie de tipul AX pătrat plus BX plus C, ia să scrie că A pe lângă X plus B minus radical din delta supra 2A plus X plus B plus radical. Vedeți, este greu tare, că radical din delta se încearță complet. Da, da. Nu le trebuie deloc asta. Exact. Nu le trebuie să mai țin și pe asta. Exact. Vedeți? Da? Nici nu. Ia să vedem. Ia. Și nouă cum ne-o dat. Ca păi, să vedem. Ca să vedem dacă pe modelul nostru. Da, pe modelul nostru. Deci expresia noastră. Dacă am avut X pătrat minus 5, X plus 6. Da? Cât este AU? Cât este AU? AU e 1. AU este 1. B-ul e minus 5. B-ul e egal cu minus 5. Și C-ul? Și C-ul e egal 6. 6. Aha. Și acum după formula noastră. Delta cât este? Delta e delta. B pătrat. Delta B pătrat minus 4AC. B pătrat minus 5 la pătrat care e 25. 25. Da? Minus 4. 6, 24. 24. Da. Și delta e 1. Cât? 1.
delta e 1, corect. Și acum înlocuim în formulă. Deci va veni A. A. Da? Pe lângă. Adică A-ul cine este 1? A, adică 1 pe lângă. X, X plus. Plus. B. B-ul cât este? B-ul minus 5. Minus 5, corect. Minus 5. Uite mai, minus 5. Plus radical din delta, parcă. Radical din delta, adică dar ia să vedem dacă e plus sau minus, domn profesor. Sunteți acolo. Minus radical minus, din delta. Minusul atunci. Minus 1. Supra 2A. 2A. 2 2. Da. Pe lângă X. Plus minus 5. Minus 5. Plus radical din delta, adică plus 1. Da, adică plus 1. Supra 2A. 2. Da? Da. Și face egal cu 1, unu pe lângă x minus 5 minus 1 face minus 6, 6 pe 2. Adică minus 3, x minus 3. Minus 3, x minus 3. Pe lângă x, x acolo minus 2. Minus x minus 3, minus 2. Da. Este aceeași formulă. Dar această formulă mă duce în, cum spun, la capăt, indiferent de situație. Numai dacă delta e pozitiv. Adică dacă delta e mai mare ca 0, ca să aibă rost, radical din delta. Da. Că dacă delta e negativ, nu se poate face. Exact cum nu s-au putut acolo face când am avut plus 1 pe 4, când a fost situația. Vedeți, fug de asta. Dar sunt situații, fug cred până că... într-un loc. Exact. Sunt situații, cred că, când o să-i ajute. Vedeți că le-a dat-o și la școală. Nu numai. La și anul. De la anul trebuie să știți formula asta. Aici de formula de rezolvare. De la anul, atunci mai este un profesor. Deci, uite, asta când e egal cu 0. Atenție. Când asta e egal cu 0? Când x plus... E frân, fiecare e egal cu 0. Da. Da, acum aici vreau să fac. M-am ajutat, ajutat un minut. Da? Deci, iată. Ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Da. Echivalent cu a spune că a pe lângă x plus b minus radical din delta supra 2a pe lângă x plus b plus radical din delta supra 2a egal cu 0. Când un produs egal 0? Când pe rând fiecare paranteză are șansă din 0. Da? Deci rezultă că x odată x plus b minus radical din delta supra 2a egal cu 0. Și cealaltă variantă ar fi că x plus b plus radical din delta supra 2a egal cu 0. Ceea ce ar însemna de aici că x egal cu minus b minus în fața linii fracții, adică x egal cu minus linii fracții b minus radical din delta supra 2a. Minusul acesta bate pe toți. Și face minus b plus radical din delta supra 2a. Și cel al următesc cu x-ul, nu? Și cel de-al doilea x va fi egal cu minus, linii de fracții, b plus radical din delta, supra 2a, care înseamnă minusul se duce peste tot, vine minus b minus radical din delta, supra 2a. Asta este formula de rezolvare a ecuației de gradul 2, de găsit rădăcinile, acei x care se întâmplă așa. Deci avem o dată, dacă delta mai mare ca 0, înseamnă că există x1 și x2 reale, iar cele două numere sunt x1 egal cu minus b plus radical din delta supra 2a. Ți amintești? Da, mi-aduc aminte. Minus b plus radical din delta supra 2a. Și x2 egal cu minus b minus radical din delta supra 2a. Deci așa sunt rădăcinile ecuației de gradul 2. Da? Corect. Iar funcția de gradul 2 are minim și maxim. Exact. Minimul este pentru minus b supra 2a. Valoarea minus, minus delta, valoarea minimului. Dacă x plus b supra 2 egal cu 0, am făcut asta. Da. Este egal cu minus b supra 2 și valoarea este radical din delta supra... Ce scrie acolo? Am înțeles. Tot. X2 egal cu minus b... X2 minus b minus radical din delta supra 2.
prima valoare din anularea primei paranteze și a doua. Era pe aia, da? Deci X1 și X2, cele două rădăcini. Sinteza orei. Da. Sinteza orei să faci. V-am făcut această demonstrație, că oricum... O să luați, ajungem cât de curând. S-o și făcut la clasă, că profesora anticipează. Nu, a fost ceva cu B2, dar cred că... Nu a fost chiar asta, nu? Nu a fost chiar asta. Nu a fost chiar asta? Nu, la ceva în genul ăsta... Du-te pe tot dacă te grebi, să facem noi sinteză. Că trebuie acum, uite, și peste telestador. Așa, da. Am trezea cu 5 minute, profesor. E de X egal cu AX la a doua plus BX plus C, e asta? AX la a doua plus BX plus C, da. Și egal cu A pe lângă X la a doua plus BAX plus C, A, și plus C supra A. Da, exact asta. Da. Asta e la tot. Și ați făcut-o? Da. Și ce l-ai știut, Adi? Știi ce știu? Da, vedeți că deodată... Eu n-am fost în clasă, așa că dacă știi A pe lângă X plus B supra 2 a totul la 2 plus și aici nu le mai scris cu delta. Păi, nu mai scris-o. Nu mai scris. Dar în final m-au consumatez aici ca să... Și a scris X egal cu minus B supra 2 a, E de X are valoare maximă egală cu... Tocmai asta. Asta vă dat, exact asta vă dat. În general, maximul și minimul... Se realizează pentru x plus b pe 2 egal 0, adică x egal cu minus b supra 2. Deci valoarea este radical din minus delta supra 2a. Maxim sau minim. Dar lăsat radical din b pătrat minus 4a. Da. Delta supra 4a. Da. Deci vezi că și domn profesor anticipează că... Sigur că da. S-a anticipează și eu am mers un pic mai în față și am spus că... scris ca un produs de factori. Așa. Am găsit rădăcini de ecuații de gradul 2. Da? Facem sinteza. Da. Ca să vadă domn profesor dacă se aude sau nu se aude. Da, nu, doar nu se vede aici. Da, domn profesor vede. Facem sinteza. Deci am lucrat așa. Formulele de calcul prescurtat. Descompunerea și restrângerea binomului. Inegalități. Deci formule. De calcul prescurtat. De calcul prescurtat. Mă să nu copilul, era patru. Ia și da scaunul de frumos. Ia doi. Să. Da. Restrângerea. Da. Desfacerea binomului. Da. După aceea am făcut un profesor când am adăugat, că am găsit, că am căutat partea ca să-l compunem. Cum? Asta a făcut restrângerea binomului, da? Da. Eu am lucrat inegalități. Maxim. Prei. E maxim. Minim. Minimum și maxim. Maxim. E de x. Și minim. E de x. Expresiilor e de x. Egal. De fapt, e funcția de gradul 2. Corect. Mai de gradul 2, da? E de x egal cu ax pătrat. Plus bx plus c. Minimum și maxim. Minimum și maxim am făcut. Acum e 4. 4. Am făcut inegalități și când e egal am făcut. Așa. Inegalități bazate pe e de x mai mare egal decât 0 e de x, y, chiar, domn profesor. A, bine, și e de x mai mic egal decât 0. Binomul, pe baza binomului de acolo, da? De fapt, minimul și maximul de acolo am gândit. Da. 5 e de xy, expresii de xy, în care am văzut două binoame la pătrat, da? AX plus BY, AX plus B totul la pătrat, plus CX plus DY, CX plus D, totul la pătrat. Corect. În final, trebuie să se obăzea. Suma de un număr pozitiv, un număr pozitiv. Da. 6. Le-am făcut asta. Scrierea ca un produs de factor, da? Da. E de x egal cu a x pătrat plus b x plus c egal cu a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. Unde x1 și x2, x1
x2 egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2a. Supra 2a, corect. Deci asta a fost în esență. Corect. E cam asta. La revedere, vă mulțumim că ați urmărit pe Profanan și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de a da și share. Așa mă, dar am uitat noi, mă, să le mai amintim. Da. Ați văzut rezultatele la simulare?